În această perioadă, virozele apar foarte des pentru că organismul uman a început să își piardă capacitatea de adaptare la schimbările bruște de temperatură, iar atunci când corpul este slăbit, repercursiunile asupra sănătății pot fi grave. În ultima vreme au crescut foarte mult numărul de viroze respiratorii, dar viroze respiratorii destul de urâte, cu complicații pulmonare, cu pneumopatii bazale și cu o evoluție foarte rapidă. Cred că zilnic am avut cel puțin 2-3 cazuri de viroze respiratorii. Pentru a preveni îmbolnăvirea, medicii recomandă populației ca în această perioadă cu fluctuații frecvente de temperatură să respecte regulile de igienă și să adopte un regim de viață sănătos. Evitarea aglomerațiilor, zonelor aglomerate, apoi să nu vină în contact cu persoane deja știute că au aceste afecțiuni, contagiozitatea este destul de mărită și mai ales persoanele în vârstă sau copiii vârstele extreme sunt supuși riscului și evitarea frigului în general, mai ales pentru persoanele în vârstă. Respectarea unui regim de viață sănătos, alimentație bogată în proteine, legume și fructe, odihnă și mișcare, mers pe jos cu bicicleta, patinaj sau diverse sporturi, este esențială pentru menținerea unui corp sănătos.